Luni, în prima zi de școală, mii de elevi și preșcolari din sectorul 6 vor avea parte de o surpriză. Zeci de unități de învățământ reabilitate ori construite de la zero îi așteaptă cu dotări la cele mai înalte standarde. Sălile de clasă vor dispune de mobilier nou, de calitate, dar și de climatizare pe timp de vară. Pentru toate aceste facilități, primăria sectorului 6 a investit peste jumătate de miliard de lei în infrastructura școlară. Sute de elevi și preșcolari din sectorul 6 al capitalei sunt așteptați în prima zi de școală în cele mai moderne unități de învățământ. Până acum, numai puțin de 16 școli și grădinițe din acest sector au fost reabilitate, 6 au fost construite de la zero, iar alte 9 sunt în lucru. Copiii vor studia în clădiri verzi, moderne, sigure și frumoase, în care le va face plăcere să-și petreacă timpul, atât sălile de clasă cât și curțile. Ori băile vor dispune de mobilier nou cu un design inedit. După cel puțin 10 ani de zile în care instituțiile de învățământ au rămas neschimbate, sectorul 6 a luat inițiativă în urmă cu 4 ani de a intra într-un amplu program de reabilitare, consolidare și modernizare a unităților de învățământ. Pentru a realiza spații educative cât mai plăcute și sigure pentru cei mici, a fost nevoie ca primăria sectorului 6 să investească 518 milioane de lei, iar lupta pentru modernizare nu se oprește aici. Cum nevoia e mare, rând pe rând, zeci de școli și grădinițe continuă să fie transformate în clădiri eficiente energetic. Prin intermediul PNRR, 83 de milioane de lei sunt folosiți pentru dotarea și echiparea cu materiale didactice și sportive a tuturor școlilor și grădinițelor din sectorul 6. Pe parcursul lucrărilor, la școlile aflate în reabilitare, elevii vor învăța fie în corpurile de clădiri nou construite, fie în unități modulare. Acestea arată ca niște săli de clasă obișnuite, au băi, aparate de aer condiționat, căldură pe timp de iarnă și toate dotările necesare.